Bună, sunt arhitect Alexandru Bucur și ea este arhitect Roxana Revin și ne bucurăm să vă prezentăm ultimul nostru proiect finalizat. Este vorba de un duplex în București, în zona Vitan, de 134 de metri pătrați. Apartamentul este pe două niveluri. La nivelul de jos, parterul, avem un living, bucătărie, dormitor și o baie. Dormitorul a fost transformat în cameră de birou și ocazional ca dormitor de oaspeți, de aceea are o canapea extensibilă. La etaj erau trei dormitoare inițial, unul dintre ele era foarte mic și am decis să dărâmăm peretele dintre el și baia matrimonială. Accentul în această baie vine de la mobilierul dalet, cu aspect ușor clasic și cu o culoare puternică turcoaz, culoare care se regăsește în multe elemente din casă. În baia fetiței, primul element de la care am plecat a fost desenul cu fațade din Amsterdam, realizat de o membră a familiei, studentă la arhitectură. Gresia în formă de hexagoane accentuează caracterul jucăuș al băii și nu ne-am oprit cu ea acolo unde se termină baia, ci am lăsat-o să iasă pe sub ușă către hol, îmbinându-se frumos cu parchetul. În baia de la parter, baia cea mai vizitată de oaspeți, avem o faianță, cât și o gresie, cu aspect de piatră, accentuată de un rose gold de la Antic Colonial. Parchetul este foarte special, este modelul Chevron de la Kers. Creează prin desenul lui unitate și joc cumva în toată casa, dar și mai special este felul în care a fost montat pe scară. Casa scării, practic un spațiu întunecos cu o nișă la fel de întunecoasă care nu spune nimic, a fost transformată. Am creat o fereastră falsă cu ajutorul LED-urilor, așezată în spatele unei membrane, pe care am printat o pictură din Van Gogh. Tot conceptul amenajării camerei de zi și a dormitorului matrimonial se conturează practic în jurul obiectelor pe care clienta și-a dorit să le păstreze. Sariul din India, pe care l-am integrat în zona tăbliei de pat din dormitorul matrimonial, și de aici au plecat toate elementele orientale pe care le-am propus noi în amenajare. Un prim element ar fi panoul traforat de la scară. Elemente din acesta le putem găsi și pe ușa de sticlă din zona bucătăriei, dar și pe ușile mobilierului din zona barului. Bucătăria este simplă, dar de impact, iar în raport cu faianța se completează perfect. Diningul a fost gândit ca o alveolă, fiind într-o zonă mai retrasă, aproape de geam, cu texturi moi, catifelate, plăcute la atingere. Parcă te invită să iei loc la masă. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, sper că v-a plăcut amenajarea. Aveți încredere în arhitect și în toată lumea implicată în proiect și astfel vor ieși lucruri extraordinare și amenajări în care să vă facă plăcere să trăiți.